Încă un șofer sfidează poliția română. Un conducător auto s-a baricadat în mașină după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Bărbatul care gonea pe șoseaua Berceni din capital a fost urmărit de mai multe echipaje de poliție înainte să fie tras pe dreapta. Se pare că șoferul se afla sub influența drogurilor și conducea fără permis. Polițiști din cadrul brigăzii rutiere, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 4, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducător de autovehicul care circula pe șoseaua Berceni. Conducătorul autovehiculului nu s-a conformat semnalului și a încercat să se sustragă, continuându-și deplasarea. Așadar, oamenii legii s-au văzut nevoiți să ceară întăriri și astfel zeci de polițiști au pornit pe urmele individului. În acest context, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, solicitând totodată sprijin colegilor aflați în proximitatea zonei. Pe timpul urmăririi, conducătorul autovehicului a încălcat mai multe reguli de circulație și a lovit o barieră de acces auto, polițiștii reușind oprirea acestuia pe șoseaua Vitan-Bârzești. În cele din urmă, polițiștii brigăzii rutiere au reușit să-l tragă pe dreapta pe teribilist, tocmai în apropiere de târgul din Vitan. Însă aventura nu s-a încheiat aici. Șoferul a refuzat să se dea jos din mașină și s-a baricadat în propriul vehicul. Cu greu a fost scos din automobil și imobilizat. După ce au reușit să-l dea jos din mașină, polițiștii au aflat și motivul pentru care tânărul șofer a refuzat să oprească la semnalul agenților. Bărbatul conducea fără permis și sub influența drogurilor. După ce a fost oprit, conducătorul autovehicului, un bărbat în vârstă de 30 de ani, nu a dat dovadă de cooperare și s-a blocat în autovehicul, fiind necesară extragerea și imobilizarea acestuia. Polițiștii au procedat la testarea cu aparatul alcool test, rezultatul indicat fiind 0, precum și cu aparatul drug test, care a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive. Totodată, din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că persoana în cauză nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul auto a fost dus la INML pentru prelevarea de mostre biologice, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul teribilist riscă să ajungă după gratii. Nu este pentru prima dată în ultimele săptămâni când un conducător auto din București sfidează poliția română. Luna trecută, un șofer care conducea un Mercedes a demarat în trombă pe lângă un polițist și patru jandarmi și a fost la un pas să-i lovească. Din plin. În fuga sa, bărbatul a mai lovit alte două autoturisme. Totul după ce agenții i-au solicitat șoferului care încălcase mai multe reguli de circulație să oprească.